Marian îmi povestea că o rudă i-a spus: degeaba încerci tu să te pocăiești, că ești prea păcătos ca să te mai ierte Dumnezeu. Îmi povestea că a avut vicii multe, soția afla despre escapadele lui din ziare și simțea că nu mai are scăpare din aceste ghiare ale păcatului. Până să afle cuvântul lui Dumnezeu, a crezut că e imposibil să scap de păcate și chiar că a scăpat de ele înseamnă nefericire, deși păcatele îi aduceau nefericire lui și familiei. Însă, astăzi a mărturisit un cuget curățit de orice păcat înaintea martorilor văzuți și nevăzuți în apă botezului, așa cum Biblia ne cere să o facem. Marian și Maria Liuță au făcut ce și Hristos a făcut, anume botezul în apă ca mărturie a purității. Am plâns de bucurie și am predicat cu mari emoții, știind că botezul lor înseamnă cea mai mare minune din viața lor și cea mai mare bucurie pentru cer. Așa cum spune Scriptura, tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Luca 25:10. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Marcu 16:16. Relatează pe pagina de Facebook Tony Berbece.